Bună seara! Concluziile, după cum vedeți și dumneavoastră, suferim, suferim și suferim, chiar dacă suntem în superioritate numerică. Totul se vede, se vede pregătirea, se vede tot ce înseamnă de la început, din capul locului cu 10, casa e făcută bine de la bază. Astăzi ne-am luptat eroic, am încercat să profităm de puținele ocazii care le-am avut. Ce putem spune? Un 0-0 meritat. Dacă s-a încheiat 0-0, asta este rezultatul. Multe greșeli personale, multe pase greșite. Da, cum am zis, într-adevăr, se vede de la bază. Noi încercăm să construim, dar, după cum știți și dumneavoastră, condițiile sunt care sunt. Noi toată săptămâna am făcut la sintetic și un 30-40, normal să n-ai distanțe, normal să nu existe relații de joc, dar ce putem spune? Muncim de la zi la zi, sperăm să reducem cât mai multe erorile noastre și, cum am zis, punct cu punct, mergem înainte. Urmează meciul de la Jiu, ca de fiecare dată mergem să jucăm, mergem să dăm maximum, noi jucăm mai mult din dorință, cum se spune, pentru că calitate trebuie antrenată. Dacă ai o calitate și nu o antrenezi zi de zi, până la urmă fotbalul te pedepsește, nu poți să-l înșeli. Mulțumim, Manu.